Consiliul Uniunii Europene a convenit în unanimitate asupra unui plan în 10 puncte de sprijinire a refugiaților ucraineni, precum și a țărilor Uniunii Europene care găzduiesc majoritatea dintre aceștia. Acest lucru a fost anunțat de ministrul francez de interne, Gérald Darmanin, și de comisarul UE pentru interne, Johnson. În urma unei reuniuni extraordinare a ministrilor de interne din UE și Schengen, relatează Deutsche Welle. La întâlnirea care a avut loc pe data de 28 martie la Bruxelles, a participat ministrul afacerilor interne al Ucrainei, Denis Monastirski, prin link video. Acest plan prevede crearea unei platforme UE pentru înregistrarea tuturor celor care sosesc și a celor care solicită protecție temporară, a explicat Johnson, primul punct al planului aprobat. În prezent, această înregistrare are loc numai în cadrul fiecărei țări UE, fără schimbul de informații între sistemele naționale. Planul prevede de asemenea dezvoltarea unor măsuri pentru a contracara exploatarea refugiaților ucraineni de către grupurile criminale, a spus Johnson. Un punct separat se referă și la admiterea copiilor, în special a celor care au ajuns în Uniunea Europeană fără adulți. Consiliul UE a decis de asemenea să activeze o platformă specială împotriva criminalității pentru a evita amenințările de securitate. Potrivit comisarului european, numărul refugiaților din Ucraina care sosesc în UE este în scădere. Dacă în zilele de vârf mai mult de 200 de oameni au scăpat din războiul Rusiei împotriva Ucrainei, această cifră a scăzut la 40.000. În total, 3,8 milioane de refugiați ucraineni au ajuns în Uniunea Europeană, jumătate dintre ei copii, a spus Johnson. Comisarul european mai consideră de asemenea că Uniunea Europeană ar trebui să creeze stimulente pentru ucrainenii veniți în Polonia în timpul războiului să se mute în alte țări ale Uniunii Europene.